Bun găsit tuturor la dosarul zilei, un dosar al zilei în care astăzi l-am invitat pe Remos Dăscălescu, președintele organizației municipale MRS Botoșan și totodată candidat al acestei formațiuni la primăria municipiului Botoșan. Bine ați revenit la dosarul zilei. Bine Noi ne-am ne mai rev revăzut într-o emisiune, dar într-o altă postură, nu de președinte al acestei formațiuni politice. Bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, bună ziua tuturor botoșinenilor! Am uitat înainte de emisiune și chiar în ultimele zile am urmărit activitatea pe rețelele de socializare, o activitate intensă, văd în fiecare zi, postări în diferite zone ale municipiului, cu diferite probleme ale municipiului și aș începe emisiunea cu o postare din urmă cu două, trei zile, și chiar o să-l rog pe Ovidiu, dacă are pregătit filmulețul, să-l vedem, după care să-l comentăm. Dar ce faceți aici? Și vreți să dați amendă? Da? De ce, domnilor, de ce? Ce-a ce -a făcut rău? Cine? Unde? Unde? Când mai erau doi părți acolo, le-ați dat și la Achea? a -tia? Este incredibil, este incredibil. Cum să faceți așa ceva? Dar trec oameni pe aici care și-ar dori să asculte pe cineva care cântă. Care? Spuneți cine? Dar unde, domnule, ca ei sunt niște clădiri? Nu vă este rușine?

Da, am văzut un domn pe pietonalul Unirii, l-am văzut de multe ori cântă, au venit doi domni de la poliția locală și l-au sancționat, nu știu, pe au dat amendă, i-au dat avertisment, pentru că, probabil, melodiile domnului nu sunt pe placul domnilor de la poliția locală. Probabil, nu știm. Poate domnul cânta, l-am la, auzit și eu, cânta folk. Poate domnii de la poliția locală sunt cu țanca uraganul. Nu avem de unde știe. Da, nu știm nici noi. Ideea este în felul următor. Ceea ce s-a întâmplat nu este în regulă. Nu am fost de acord, nu am fost de acord nici cu atitudinea polițiștilor. El a fost amendat pentru cerșetorie. Da, pentru cerșetorie. Nu este în regulă. Am văzut în foarte multe orașe. Pe domnul nu cere nimic. El cântă. Dacă vrea cineva, îi lasă un leu, 5 lei, 10 lei. Domnul respectiv, cred că domnul Dutca se numește. Am luat și legătura cu el, am vorbit cu el ce a făcut poliția locală din câte am înțeles este la ordinul primăriei primarului, viceprimarului municipiului Botoșani. Cetățenii au fost consternați, eu am fost consternat. Aici trebuie să punem din nou în discuție atitudinea poliției locale, anumitor agenți din poliția locală vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă în oraș. Și aici... Trebuie să ne uităm la, la situația generală și ceea ce a generat acest lucru. În momentul când tu, ca și organ al legii, mergi și aplici o amendă și vezi că opinia publică ți este contrară, clar trebuie să-ți pui un semn de întrebare că ceva nu e în regulă. Mai ales că acel domn care cânta pe pietonalul Unirii nu este un cercetor, te uiți la om în sine. Nu trebuie să-i adliterăm niște lucruri. Da, te întrerup foarte puțin pentru că avem pe ecran în momentul ăsta imaginea cu deschiderea, să vă între ghilimele, a politiciștilor botoșeneni și în partea opusă, alături, avem ceea ce se întâmplă în alte orașe din Europa și chiar și din România. În lume și din România. Da. Deci adică avem... Am văzut în foarte, foarte multe zone, de foarte multe orașe din România, în special orașe turistice, astfel de cetățeni care cântă, care fac tot felul. Chiar aveam și un botoșenean, Ștefan Florescu, care făcea tot felul de jonglerii cu mingea, în piețe. Da. Lucrurile astea se întâmplă peste tot în lume, fac parte din know-how-ul acelei atmosfera, localități, practic. atmosfera, oamenilor le place, stau, admiră, privesc dacă vor, oferă un ban, dacă nu, nu, aplaudă. Deci, chiar face parte din cotidianul acelei comunități. Ca să zic, am găsit asemenea situații la Londra, în Berlin, în Paris, în Viena, peste tot sunt și am înțeles și deduc din documentul care l-am în fața Bun, mea... De acum ați ajuns la concluzia că bă, ar fi bă, un ordin de la primari, primari, viceprimari... Păi, atâta timp cât poliția locală este subordonată primăriei și, coroborat cu documentul care l-am la mine, am ajuns la această concluzie. Probabil primarul Cosmin Andrei și viceprimarul Buhoianu, nu iubesc acest tip de manifestare, acest tip de activitate. Bă, ar surprinde. Sunt oameni tineri care au... Să nu vă surprindă dacă, după postările mele, viceprimarul Buhoianu, care are direct în subordine poliția locală, ar Schiam fi trebuit era la celălalt, la Toma. Eu așa știu că e la nu? dar dacă greșesc, îmi fac mie culpa. Oricum, e la unul dintre cei doi viceprimari. Uh, ar fi trebuit să iasă public și să spună ceva. Să aibă o reacție. Să aibă o reacție. Bună sau rea? Așa ar fi trebuit să facă. Dar, din păcate, nu a făcut. Inclusiv la postările mele, inclusiv la. Uh, reacțiile oamenilor care în proporție de 100%, la 100 au fost pro acel artist stradal. Acești artiști care i da, de se și vede peste pe, tot, pe filmuleț, că sunt câțiva oameni care s-au oprit și și au manifestat indignarea. Da? Atunci polițistul local ar fi trebuit, dacă avea experiență, trebuia să întoarcă situația în favoarea lui. Trebuia să zâmbească. În Statele Unite vedem cum polițiștii dansează cu trecătorii, cântă împreună cu ei. Da? Nu înseamnă că dacă dansezi cu un trecător, ei își pagă de la el. Nu. Râzi, cânți împreună cu el, încerci să povestești cu omul, încerci să vezi care este problema. Nu. A fost ceva în neregulă. Bun, înțeleg că ați vorbit cu domnul respectiv care cântă pe pietonalul Unirii. A cântat până acum, că după amenda pe care i-a dat-o poliția locală, probabil nu mai vine. Ce v-a spus? Deci, domnul respectiv mi-a pus la dispoziție chiar un document prin care el solicită primăriei o autorizație, o autorizație un, un ceva ca să nu mai primească amenzi. Acum, în mod normal, primăria trebuie să-i dea un răspuns și a dat un răspuns, dar un răspuns foarte ciudat, în care nu specifică în baza cărei legi, cărei hotărâri de Consiliul Local îi dă da acest răspuns. Bun, care e răspunsul? Răspunsul spune așa. Către domnul Dutcă, referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată sub numărul prin care solicitați aprobare pentru a cânta pe străzile Municipiului Botoșani, vă comunicăm că nu suntem de acord cu desfășurarea activităților de gen. Pam, pam. În baza cărei hotărâri de Consiliu Local? În baza cărei legi? Și semnează primarul Andrei, secretarul general, Oana Gina Clițanu, cred că, sau Chițanu, Chițanu. Apoi de la Urbanism, Dumitraj Daniela și. Iulius Gherase, șeful serviciului. Bon. Da? Uitați, putem să arătăm și acest document care l-am. Cu răspunsul primit cu răspunsul de primit respectivul de... cetățean de la primărie. Bun. În mod normal, ești de acord, nu ești de acord, dar trebuie să vii și cu o justificare. Să... Primăria nu e pe persoană fizică. Primăria este a noastră, a tuturor tu în calitate de primar doar gestionezi activitatea celei primării da? și vii cu o justificare. În baza hotărârii Consiliului Local numărul 1, 2, 3, 4, nu putem să facem asta. Nu e o chestie ce-ți place ție Andrei sau ce-ți place ție Cutărescu. Nu. Trebuie să aplici legea. Iar aici nu a fost aplicată legea. A fost o hotărâre prin care i s-a comunicat omului că nu vreau, nu-mi place, nu sunt de acord. Și cu asta basta. Bun, și după această postare, am văzut că erau mai, mai multe reacții, cumva, oamenii sunt indignați de ceea ce s-a întâmplat. Ce va face domnul respectiv? Nu știu ce va face până la urmă că... este decizia lui. Din ce am discutat cu el, mi-a spus că el, oricum, pentru el este o artă lucrul ăsta. Și oricum va cânta în continuare, cântă și în alte orașe, nu are nicio problemă. Citeam astăzi pe, pe internet că primăria Cluj inclusiv a contactat niște artiști stradali cărora le-a propus să cânte în anumite. Zone centrale ale orașului. Dar păi lucram și bucură. la Sibiu, și la bă, Brașov, ei organizează tot felul de evenimente, vin tineri cu chitare, cu tot felul de instrumente, cântă. Da. A, face, ea, pentru a crea o atmosferă. Face parte din cotidianul acelei uh, urbe. Așa ar fi trebuit să fie, și aici, și la noi, în Botoșan. Cum vrem să aducem turiști? Cum vrem să aducem, dacă noi suntem limitați în gândire? Hai să ieșim în afara țării, hai să ieșim în afara orașului, să vedem cum e în alte părți și să aplicăm și la noi. Să nu dăm acest tip de hotărâre abruptă. Nu vrem, nu ne place, nu suntem de acord. Cine nu suntem de acord? Eu, Cosmin Andrei, nu. Eu sunt reprezentantul. Eu trebuie să aplic legea. Da? Iar poliția locală nu poate să-l să, să amendeze în baza legii cerșetoriei, că așa am înțeles de la, A, la... Aia e o prostie. Ola nu cerșește, e, e, clar. nu, nici nu... Dar Sau nici nu avem... Iar dacă domnul respectiv a fost amendat și nu a fost avertisment, a fost o amendă A fost o amendă de 100 de lei 100 de lei, domnul respectiv ar face bine să o conteste chiar dacă e vorba doar de 100 de lei ar face bine să o conteste în instanță și cu siguranță va câștiga Posibil este decizia lui, dar în primul rând moral, cei doi agenți de la poliția locală au greșit Cei doi agenți trebuie să meargă să discută cu șeful lor domnule, nu e în regulă ce facem, hai să schimbăm paradigma asta. Ceva, ceva nu e bine. Cum, hai să ne gândim și altfel. Bun, și dacă vine șeful și îți spune, da, tu nu ai discernământ, nu știi. Adică vezi un om care cântă acolo, chiar dacă îți spune, poți să-ți spună și primarul. Tu ca polițist te duci să execuți orice ordin? Nu știu. Nu știu. Aici eu cred că o mare problemă o au cei doi domni îmbrăcați în uniformă care chiar nu înțeleg de ce au luat această măsură, Da, mă rog. Domnul, poate să conteste sancțiunea fără. Dar eu oricând, dacă are nevoie de vreun suport din partea mea, vă l aștept cu drag să-mi trimite un mesaj pe, pe pagina mea de Facebook și îl și ajut cu sfaturi vis-a-vis -vis de ce ar trebui să facă în continuare. Da. Uh, hai să trecem la uh, discuția despre municipiul Botoșani. Am văzut uh, un plan în 23 de puncte, da. 23 de măsuri imediate uh, pentru municipiul Botoșani și aș începe discuția cu, hai să o luăm într-o ordine, cu prima măsură, bă, interconectarea orașului la piste pentru biciclete. Bun, aici, din câte știu, primăria municipiului Botoșani are un a, proiect pe PNRR pentru 11-12 km de piste pentru biciclete. Pentru 11 am înțeles într-o postare a Bine, primarului că au spus aici. la licitație, nu s-a prezentat nimeni, de acum e o întreagă discuție aici. Ei vor pe, de centrul municipiului până spre Cornișa, pe pietonalul Unirii. Acolo a fost o întreagă discuție în zona asta de Facebook oameni care erau nemulțumiți că vor fi pistele pentru bicicliști pe pietonal. Eu, din punctul meu de vedere, nu ar fi rău în condițiile în care se scot nenorocirile alea de pe mijlocul pietonalului. Deci dacă pietonalul se renovează, discutăm de ceea ce are primarul în momentul de față. Dacă renovează pietonalul, scoate minunile alea, ca să le zic așa, de jardiniere uriașe sau fântâni arteziene urâte, pista s-ar putea face. Și eu consider, contrar a ceea ce spun unii sau alții, totdeauna vei avea contestatori, asta este, sau contestatari, Consider că pistele de biciclete trebuie să existe în orașul Botoșani. Da? Pentru cei tineri, pentru cei în vârstă, pentru toate categoriile de vârstă. Poate unii nu le iubesc, poate unii le iubesc, dar categoric trebuie să existe. Și așa cum este structurat orașul nostru. Putem lega, practic, noi avem o cale de intrare în oraș, o cale de ieșire sau invers. Este un pic mai bine ca Suceava. Avem Mult și mai, bine. Platerale. Mult platerale. mai bine. Multe laterale. Suceava e una singură. Așa, e una singură capătă, da, una singură. Da, bun. Sunt zone în care se pot face. Am dat exemplu. Pietonalul Unirii. Dar uh, sunt și zone unde nu prea ai unde. Păi, la strada Marchian. Păi, unde facem pista pentru biciclete? Păi, uh, momentul când ne gândim la sistematizarea acestui traseu, ne gândim și la lucrul ăsta. Avem cele cinci, dacă nu mă înșel, străzi care sunt paralele, da? Pacea primăverii, bulevard, Calea, Calea Națională, Națională și Împărat Traian, Traian, da? Bun. Avem cele, cele, cele cinci. Împărat Traian, categoric, se poate, putem face sens unic acolo. Da? sensul unic de ieșire din oraș, să zicem, adică se intră pe la, din spre Suceava către împărat Traian și să iesă spre Lebăda și intrarea să, mă rog, ieșirea să se facă pe partea asta dinspre din spre Lebă, da, către Suceava pe Pacea, deci se pot face. Și unde ai agățat un sens unic, categorii poți atașa și o pistă de biciclete. Deci orașul în cerc l-ai putea face cu piste de biciclete, da? Iar pe interior, la fel, sunt câteva sensuri unice care mort cop trebuie făcute. E vorba despre strada armoniei, care, din punctul meu de vedere, trebuie să urce ca sens unic și acolo la fel atașăm. Să în bulevard. În bulevard și ne întoarcem din bulevard înapoi pe calea națională de la actualul giratoriu. Dintre pe tână... Unicescu sau? Pe Unicescu, un da. Care mai fi varianta la polivalentă? E prea mică, mi se pare foarte înghesuit acolo. Dacă nu, nu ar fi da. mașini parcate, acolo s-ar putea pare circula. Totul de mi se pare totuși cea mai bună opțiune, mi se pare armonii cu Monicesc uh, transformat în sens unic. Categoric, 100%. Da. Și Bun. atunci, uh, mai putem analiza și alte posibilități de. Uh, Era o variantă inclusiv marchiarul pentru a fi transformat în sens unic. Mi se pare un pic cam, cam trasă de Dar par. e o problemă nu, acolo? Nu, ai spitalul? Acolo ai... este spitalul. Nu poți să obliga ambulanța să se ducă într-o parte, mai ales că merge în ambele părți. Nu aș face sens unic pe Marchian. Aș încerca întâi varianta acestor armonii cu, cu Onicescu acolo și aș decongestiona mult. Asta e pe partea de piste de biciclete. Și interconectarea aș analiza, m-aș pune la masă cu, cu oamenii din primărie cu cei de la sistematizarea traficului și am căutat cea mai bună soluție pentru a o interconecta. Bun. Instalat pentru biciclete. E clar că e nevoie în municipiul Botoșani. Este e nevoie. Acum trebuie gândit foarte bine să nu ne mai trezim iar cu stâlpul în mijlocul pistei, cu tot felul de aberații de genul s ăsta. Domnul că aici avem o problemă de pe vremea vechilor primari, care într-adevăr au pus stâlpi oriunde au apucat. Găsim stâlpi în mijlocul trotuarului, găsim și stâlpi și mai la dreapta și mai la stânga, deci găsim tot felul de stâlpi. Aici trebuie gândită un pic dacă e necesar va trebui să mutăm și niște stâlpi. Ce nu am auzit până acum la candidații la primăria municipiului Botoșani, nu am auzit niciun candidat care să vină și să spună, Bă, în următorii patru ani nu vom mai vedea cablurile astea." De la mine, păreștiate. uitați aici, de la mine sunt singurul care vin cu măsuri concrete. Eliminarea și neutralizarea cablurilor inutile, da? Nu pot să spun în momentul de față că nu vor mai exista cabluri pentru că e o chestie de ajuns de complicată, da, da e dar Sunt, dar e dar o problemă trebuie care... să le pui subteran categoric. Avem o singură stradă în tot municipiul ăsta cu cabluri îngropate, strada cu zabodă. Da, făcută da. în urmă cu mai bine de 10 ani. Da, da, așa este. Bun, hai să vedem, măsura 2. Vom regândi și reanaliza planul de urbanism, da? Ce înseamnă asta? Că toate noile construcții colective sau case individuale vor trebui să aibă o arhitectură interesantă. Interesantă aici? Da. E, e foarte relativ, așa? Subiectivă. subiectivă și relativă. Poate dumneavoastră vă place, mie nu-mi place. Ok. Foarte mulți dintre cetățenii din Botoșani circulă, da? Le place Bănuim, Mamaia, le place Clujul, le place Oradea. Atunci de ce să nu facem și noi la fel? Nu cu costuri. Nu, nu, nu dorim să mărim costul per metru pătrat uh, al unei locuințe. Nu. Vreau un, uh, un designer care să-mi facă lucruri interesante pe exterior. În interior, cum și-l dorește fiecare client în parte sau fiecare constructor. Dar pe exterior vreau un balcon verde, unul roșu, unul galben, habar n-am, nu știu. Dar noi avem acum blocuri, unul și-a făcut izolația verde, unul albastră, nu, unul nu, unu nu, roșu. Nu, și... nu așa, nu, așa nu, 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 așa. Avem adică că facem blocuri foarte interesante. Prin facem la modul 18. profesionist, iar dacă constructorul face un bloc cu 10, la un exemplu, balcoane, la noi nu s acele balcoane nu vor fi închise. În Botoșani nu se acceptă, De ce să închidem dacă... balcoanele? Nu. Noi am avut un arhitect șef care era în stare să nici blocuri cu 3 etaje să nu accepte în municipiul Botoșani. Puteam face niște case de alea, niște bordeie. Domnul Sauciuc, eu aș face blocuri cu peste 10 etaje în Botoșani. Eu sunt adeptul lucrurilor noi. Da, lucrurilor frumoase, lucrurilor mărețe grandioase, cu reclame luminoase, sunt adeptul publicității adeptul reclamelor da? Vreți să de faceți Las Vegas din municipiu Botoșani? Mi-aș dori, mi-aș dori foarte mult nu voi ajunge categoric să fac Las Vegas că nu voi avea bugetul nici unui sfert din Las Vegas dar categoric vreau multă lumină, multă imagine, mult în Botoșani Bon. apoi aici tot pe, pe tema asta, vreau să dau culoare orașului. Am observat tendința de gri că, să confundă confunde da, cu praful. E nu. zona aia e arhitectura e comunistă. Nu, nu, schimbăm. Schimbăm. Nu, vreau altceva. Vreau să văd pentru că sunt designeri care împreună cu arhitecții pot lucra foarte bine și să aducă ceva. Ce culoare are frum. mrs ul că... albastru cu alb. albastru. da, o culoare interesantă. Păi, și ceilalți care au mai fost până acum au dat nuanțe, așa, ba de roșu, ba de galben. Eu nu dau nuanțe. Eu fac lucrurile să meargă. Da? Și. Uh, Pe vremuri, în campania electorală, ce frumoase era colorat orașul, nu vă aduceți aminte, portocaliu, roșu, galben. Cu tot felul de benere cu tot felul. Da, nu știu dacă era chiar. Era chiar colorat. colorat? Noi discutăm de chestii permanente, nu discutăm chestii de chestii serioase. Nu discutăm de lucruri temporare, da? Bun, da. Aici bă, ați vrea un regulament de urbanism bă, aprobat în Consiliul Local. Categoric, că... categoric ceva aprobat din punct de vedere legal, da? Cum ar trebui să arate și care este tendința? Da? Construiește Izobec, un cartier de case pe strada Peco. Să merge, să vedeți cât de frumoase sunt. Da? nu sunt clasice, nu sunt, făcute cu un mic design, cu o culoare mai albastru încolo, mai gri, mai galben. Mai... Deci e gândit foarte bine și bravo lor. Așa putem face și în oraș. Tot ce înseamnă clădiri noi. Putem acum să obligăm proprietarii să-și modifice fațadele, nu. Ba, dacă e să vorbim de proprietarii din centrul vechi, A. ar trebui obligați să-și facă... Noi discutăm de clădirile care sunt în regulă, fațada. nu cele care sunt o adevărată ruină. Da? Cele care sunt o adevărată Pentru ruină... Pentru că asta se practică în multe orașe din Europa. Băi, ai proprietate, ai o clădire în centrul vechi, fațada trebuie să arate la un anumit standard. Bă, și nu vi se pare normal până la urmă-orme? Adică nu trăim cu sabia pe vremuri, ca pe vremuri. Nu, trăim într-o comunitate... Nu faci, plătești. Nu faci, plătești. Nu poți plăti, îți fac eu primărie și după aia îți iau banii. Până la urmă, exact ca și um, sintagma că nu toată lumea poate să aibă permis, da? în felul ăsta nu toată lumea poate să stea într-un anume loc. Dacă vrei mort, copt, să-ți faci după cum îți place ție sau să nu-ți faci, te muți într-o localitate în care ți se permite locul ăsta, și ăsta. Înainte de a trece la măsura 3, care e o măsură interesantă și vreau să discutăm mai mult pe ea, luăm o primă pauză de publicitate. Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil, luptăm împreună pentru un mediu mai curat. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Bine ați venit pentru a doua parte a emisiunii. Continuăm discuția cu Remus Descălescu, candidatul MRS la primăria municipiului Botoșani. Continuăm discuția vis-a-vis -vis de programul pe care domnul Descălescu îl are și cu care vrea să impresioneze pe Botoșani. Ia să trecem la măsura 3, unde o măsură, cum spuneam înaintea pauzei, interesantă, chiar vreau niște răspunsuri la dumneavoastră vis-a-vis -vis de parcările în municipiul Botoșani. Pentru că până acum, cam toți primarii au promis locuri de parcare, au făcut ele în niște locuri, dar domnul primar spune că ar fi vreo 400 și ceva făcute în mandatul ăsta, ori fi de tot nu suficiente. Bun. Tot încă avem probleme mari. Vis, vis de situația parcărilor, aici trebuie un pic să o separăm. Parcările care le construim pentru cetățeni și parcările care sunt făcute în special pentru angajații diverselor instituții centrale. De, de ce trebuie să facem parcaj pentru angajații instituției? Foarte simplu. Lumea evoluează. De ce în fața primăriei și CG-ului trebuie să fie și a prefecturii să fie parcarea aia ocupată de angajații celor trei instituții? Ați pus punctul pe ei. Au și ei mașini, da? Vin S -s -s la serviciu. Pe pista de, la, de biciclete, frumos, la vale, pe pietonal. Bun. Trebuie să oferim alternative. Dar de, de ce să-și să ducă mașina într-o parcare cu plată? Eu, Hai dacă am treabă, treabă la prefectură sau la primărie, plătește, toată duc în plătește. spate și la, sau dacă vreau să mă duc pe pietonal la un restaurant de acolo, mă duc și plătesc. Angajatul de la primărie de, sau de la prefectură, de ce? E obligatoriu să vină cu mașina, scrie în fișa postului că trebuie să vină cu mașina personală la muncă? Domnul Sauciuc, din punctul meu de vedere, trebuie să ne gândim la toată lumea. Bun rău, buni, răi, așa cum sunt, trebuie să ne gândim la toată lumea. Iar eu, din punctul meu de vedere, mă gândesc. Iar una dintre măsurile care le-aș lua ar fi parcările pentru angajați. Experimental, prima dată, aș duce în zona Anafului, să zicem, câteva parcări, blocuri de parcări mobile, dacă stăm pe internet, locuri de parcare mobile o să vedem că sunt în trend acum. Practic, ocupă 2-3 locuri de parcare la nivelul solului sau 4 locuri de parcare la nivelul solului, dar ne putem înălța cu încă 10-15 mașini. Da? Avem un operator, dar el în general se operează foarte ușor. Vine clientul, apasă butonul, se învârte o rotiță cu mașina lui. Bine, platforma respectivă, a mașina și pleacă și așa mai departe. Uh, hai să nu uh, ducem în zona cetățenilor uh, varianta asta de parcare și prima dată să o ducem experimental în zona angajaților, să vedem cum funcționează. Și apoi o putem multiplica sau extrapola către cetățeni. Dar categoric pentru zona de angajați, în special în zona centrală, ce deservește Anaful, piața mai acolo, direcția de impozite și taxe locale, este o anumită bancă care la fel și am decongestionat foarte mult. În zona centrală aș face altceva și le-am zis -o și primarilor care au fost și domnului Cospin Andrei, o parcare subterană foarte frumoasă în fața prefecturii primăriei și, și a teatrului, în rest să fie o zonă pietonală, o zonă, o piață mare, cum vedem în nu, eu nu, -aș, -aș Eu n-aș optura aș viul primăriei și a Consiliului Județean și Local. Și a, scuzea, a prefecturii. Nu, nu, nu l-aș optura. avem teatru, avem Primul prefectura să și. Avem... Să fie o piață mare, ca în Brașov, ca în Sibiu, fără mașini parcate. Mașinile să fie jos, sub, subteran. A, subteran, am înțeles suprateran. Subteran. Supraterale le avem acum, e haosul ăla de acolo din față. Nu știu, putem să facem lucrul ăsta? nu știu dacă putem din punct de vedere tehnic. cu siguranță, orice se poate. Bun, eu aș face două Bani, parcări, să fie și idei Eu aș și... face două parcări mari, una la piață și una în spate la Nova Apa Serv. Am avut și postări pe tema asta. Acele păi, da. parcări le-aș etaja funcție de necesar și gândiți-vă, cu aceste două zone cuprindem tot orașul, toată zona centrală a orașului. Dar la, la Nova Paserv ar trebui vreo câteva parcări? La cât de mulți angajați sunt acolo pe la birouri să racineau unde parcă... Deci o problemă facem și da, pe noi. Dacă, dacă, dacă obținem finanțare și ne ducem cu două, cu trei, cu patru nivele acolo, putem să ne ducem câte nivele dorim de parcare, da? Prindem prefectura, prindem poliția, prindem tot bulevardul, restaurante, tot unirii, nu va apaserv, prindem multe, multe, judecătoria. Deci se poate face o parcare și decongestionăm tot traficul. Plus că putem să ajutăm și rezidenții cu parcările astea. Da? Am înțeles că acum s-au concesionat pe bulevard, nu știu sigur dar așa am înțeles, s-au concesionat parcări către rezidenți. Păi cei care vin la și pe primărie, Și pe primăverie au făcut... Mi se pare o prostie la strada principală să concesionezi... Dacă vrei nu să voi. faci bani la bugetul local, poți face parcare cu plată, cu taxă, la parcomat, cu SMS, cu ce vrei tu. Dar nu concesionezi la o stradă principală. Nu, nu. la stradă principală nu e bine, nu e în regulă să concesionăm parcări către uh, rezidenți. Doar în goana asta nebună de... A-ți spune pe ștampila de vot ceea ce Sau dorește. de a mai încasa niște bani la bugetul local. Da, bun. Și în felul ăsta, dacă avea viziune, primarul nostru putea să o facă un pic smart. În ce sens? Duceai concesiunea într-un anumit reper orar, seara, după ora 8, până dimineață la 7, iar restul devine parcare cu plată, da? Și în felul ăsta, lăsai și pe rezident să-și parcheze și duceai de acolo, nu îi lasai 24. Pentru că, să fim serios, sunt foarte multe parcări în care rezidenții lasă mașinile acolo cu săptămânile. Și atunci. Bun, în recutat? cartiere, hai că zici că nu influențează. Bun, dar o stradă nu, nu, principală... Noi discutăm de străzile principale care țin de zonele centrale, discutăm de uh, bulevard. Discutăm de zona Anafului, de Cuzavodă, de Marchian și așa mai departe. Da? Da, Rămânând de la parcări. Bun, ideea asta cu aceste parcări mobile, care pot fi. nu Vedeți că nu funcționează într-o zonă, o duceți în altă zonă. dar cu ce bani? Că asta e important. Păi, suntem în vremea în care accesăm bani, finanțări, fonduri europene. Uh, prin diverse nu ministere. pentru pe fondurile europene deocamdată. Pentru... Dar v-ați uh, interesat cât costă? Cât ar costa costă în jur de 60.000 de euro acum și funcție de numărul de mașini uh, la care să mai adaugă costurile de transport și de training. Acum, dacă ei 10-20, depinde ca și primărie, de parcări ai nevoie de doar un singur operator care să străinuiască oamenii. Dacă aduci o parcare, categoric îți cresc costurile. Vedem și mentenanța ce ar însemna. Dar aici aducem în primărie un departament care doar bani știe să facă atât. Da? Aducem pe un departament care să mi aducă fonduri europene, să mi aducă bani prin Ministerul Dezvoltării. Sunt niște oameni plătiți pentru așa ceva. Bun. Trebuie să-i mai profesionalizăm, trebuie să mai aducem. Am văzut că unii dintre candidații la primărie, în goana lor nebună, după a da bine, nu, nu, nu înțeleg, spun așa, domnule, eu dacă vin, de mâine dau afară 100 de oameni, dau 200 de oameni. E, greu, funcționarul public nu prea poate fi dat afară. Nu așa. neapărat, dar eu nu vreau să dau oameni afară. Nu, eu din contră vreau să-i țin. Să nu spuneți că vreți să angajați, aveți câțiva la partid și vreți Nu vreau să... Oh. Dacă e necesar, mai angajăm oameni. Ideea este că... Da, totdeauna și la comisia de la spitalul județean care se ocupă de angajări? <laughs> Ești profesioniști. Nu, 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 știu, nu, știu, nu, nu, vreau să ating subiectul ăsta, că l a să ne ajuns toată lumea și nu e un subiect bun. Hai, hai, de iar ce iar, iar pe, pe, pe segmentul oamenilor din primărie, categoric, nu vreau să dau oameni afară din primărie, nu vreau să dau oameni afară din poliția locală, nu. Din contră, poate chiar măresc numărul lor. Ce vreau? Vreau cetățeanul să fie mulțumit. Vreau să eficientizăm ceea ce ceea activitatea cu cetățeanul, practic. Da? Îi face mult mai profesioniști. Le schimbăm modul de gândire. Bun. Hai să vedem măsura 4. Păi ce e interesant să mai... Vom transforma Bulevardul Mihai Eminescu în zonă pietonală. Da, bă, nu... Permanentă. Nu, doar în weekend, începând cu vineri noaptea de la ora 12 până duminică noaptea la 12. Deci ar putea să vină niște băieți cu chitară și să cânte, da? Vine să poliția plimbe, locală nu, și nu ea, să plimbe să plimb să facă orice, să animăm zona. Asta vrem, să animăm zona, zona, da? Să ducem oamenii la plimbare. Știți că a mai fost o propunere, uh, cu ceva ani în urmă, dar, domnii de la poliția... Municipiului, Poliția Județului nu prea erau de acord. De Ei ce? Au sediu chiar pe tronsonul ăsta, okay. între Unicescu și. Ok, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Slăbat. Vă puneți rău cu poliția de la început? Nu. Negociem, râdem, glumim, dar facem ce. Pe mine cetățeanul mă interesează în primul rând, da? Și apoi instituția în sine. Scrieți aici că vreți să creșteți gradul de siguranță a cetățeanului. Asta înseamnă că Botoșaniu e un oraș nesigur? Dacă vorbim cu cei care conduc orașul, spun că e bine. Nu. nu este un oraș cu un grad de infracționalitate. Mai mare sau mai mic? Iar pe. Uh, pe creșterea gradului de siguranță al cetățeanului și, în special, al tânărului, da? ăla care pleacă cu viteza 8 din Botoșani, când are posibilitatea și când devine major. Și aici avem mai multe lucruri. Unul dintre ele este că, pe timp de zi, unde riscul infra infracționalității este relativ scăzut, vom reduce numărul de patrule, urmând să suplimentăm patrularea pe timp de noapte. Și aici, când spunem patrulare, nu neapărat mă refer clasica patrulare a agenților care merg pe jos. Avem un indicator mare pe pietonalul Unirii, interzis accesul cu biciclete. Dar nu discutăm de dacă e bine pus, dacă nu, bine. nu, discutăm că nu e bine. Nu e suficient de mare, că nu e vizibil. Eu, cu ochii mei, am văzut polițiști locali care merg și povestesc de viața lor, și trec bicicliști pe lângă ei, nu ce Nu, am nevoie de oameni dintre ăștia. Eu am nevoie de ca în 8 ore oamenii să-și E Greu să-i prindă. Domnul ăsta cu chitara era mai simplu. Dacă era static. Ele. Până își lua el bagajul. Da. Nu, nu, nu. Iar aici, la poliția locală, trebuie lucrat cu oamenii care sunt și ori, ori. Haideți să vă dau un exemplu. Poliția rutieră a ajuns la un grad de profesionalism Bravo lor, da? Sau că am terminat problemele cu șpăgarii, cu șpăgile, s-a schimbat generația. Uitați-vă și la ținuta lor și la comportamentul în trafic, înțeleg da? că v-au va da. de o sancțiune și niciodată, niciodată. Nu, dar nu prea greșesc, de felul meu. Iar dacă greșesc, asta este penalizat cu parcările, o mai greșesc prin orașe. Asta este asum. Am luat recent o parcare la Cluj 2800 de lei, mi se pare oricum disproporționată în parcarea molului. Am parcat pe un lateral, nu într-o parcare care era foarte aglomerat și am trezit cu o chestie cu 2.000 de Wow! Da, mă rog. E acum o să mergeți cu la cruș. Nimeni nu perfect, da. Și aici vreau să ajung la patrulare. Da, patrularea nu neapărat o facem pe jos. Nu o putem face cu mijloace moderne, cu triciclete, cu biciclete. Nu au așa ceva. Nu Dar și lumea, se lumea evo Da, exact, lumea evoluează, da? Eu vreau să văd în, între oameni că, că acei polițiști sunt între oameni, nu că povestesc între ei ce au făcut la o nuntă odată. Da? Vreau să schimbăm lucrurile astea. Am văzut cu ochii mei cum se poate schimba poliția rutieră. Felicitări! Preluați da. modelul de la Piaș cu poliția locală călare. Nu știu. Nu știu. Nu, nu i-am văzut, personal nu am văzut, dar sunt modalități. Avem Ele. biciclete, triciclete, avem chiar și mașini, iar pe partea asta de parcări, uh, poliția chiar nu-și face deloc datoria, nu e nu e în regulă pe partea de parcări. Uh, de ce să-mi blochez tu mie roata? Nu, amendează-mă. Domnule, dar amendează-mă ori de câte ori greșesc cu o amendă tolerabilă. Și în... pe la, Tocmai spuneați că la Cluj cu amendă tolerabilă, am zis. Da? Adică nu poți să dai amenzi de 3.000 de lei, că nu, alea nu sunt iraționale din punctul meu de vedere. Da? Dă da o amendă de 100 de lei, de 200 de lei, da? Și aduci bani la buget. Văd tot felul de mașini în Botoșan parcate, care, cum, pe o stradă. Pe... Acum nu se mai blochează, nu se mai dau amenzi, că e campanie electorală. Și E de, de mult știut că în apropiere Bă, de nu te apuci să dai amens. Acum menzbă. nu se întâmplă. Pe vremea HSR-ului era o vânătoare și... O... Corect. Dar eu nu vreau să externalizez acest serviciu. Nu eu vreau Tot să... Tot nu, în zona poliției locale. Amenzile să le duc în zona poliției locale. Am văzut. Și fără blocare și ridicare. fără, Categoric, nu vreau blocări de roți. Nu vreau să existe. Deci sunt cel mai mare oponent al blocajelor. Da, și ce facem cu câte un nesimțit de ăsta care își parchează mașina și blochează accesul? Atenție, nu discutăm de persoanele care parchează pe locuri cu prin, dizabilități. Prin sau sens giratoriu și sau dacă mașina. parchezi într-un sens geratoriu, ți o ridic și ți-o duc de acolo. Nu discutăm de grad de nesimțire. Discutăm de parcări aiurea. Da? Și eu vreau polițiști, cum vedem în, nu știu, în Londra. Ai parcat 10 minute, nu ți-ai plătit sau ai parcat necorespunzător? Ți-au pus amenda și o pleca mai departe, da? Pentru asta avem nevoie de digitalizare și de uh, uh, acele aparate micuțe cu care ți nu trebuie să stai tu să dai prin stație. Cine are mașina, aia dăm și mie. Ce înseamnă că îi punem un bilețel la om? te aștept la sediul la mine. Pentru ce? Ca să-l Când... porți un pic pe de Păi nu, nu, domnule. Ei dat i ai pus-o pe geam, într-un abțibil frumos și ai plecat. Omul își vede de treabă, știe că a greșit, o plătește. Pentru ce sunt... În ce epocă trăim acum noi? Nu, categorie. Da, dar vedeți că dacă s-ar digitaliza și lucrurile ar fi atât de simple... Păi am Unii avut la, conducerea poliției ară... locale, din câte știu domnul Onuțu, a fost Spre 20 de ani. Greșesc oare? Da, nu mai știu exact. Dar spuneam că dacă ar fi lucrurile atât de simple, unii nu-și ar mai justifica treaba prin instituțiile ale statului. Ar că am trebuit să plece acasă. Peste și tot funcționează. Și, lucrurile și în felul tocmai, asta. E, asta e ideea. Oamenii preferă să încurce lucrurile ca să țină bine și Bine, indivizi. Mare lucru nu fac acolo, dar. Bun, hai să trecem mai departe. Văd aici o măsură. Asta nu trebuie nici investiții, nici clubul seniorilor. Am și identificat terenul vis-a-vis -vis de clubul seniorilor. Din punctul meu de vedere, avem în spatele parcului un teren de plimbat căței. Nici nu funcționează, nici nu și-a făcut efectul. Ăla poate fi redesenat 100%. Dar, dacă vrei cu cățelul să ieși, ieși. În lume, nu ești într-un țarc limitat. nu, e, e gândit prost, din punctul meu de da, vedere. Da. Uh, hai să, vă, să trecem la măsura 7, Aici vreau să dezvoltăm un pic. Um, centrul vechi. Toți care au fost pe la primărie și uh, domnul Portariuc, domnul Flutur, domnul Cosmin Andrei, ne-au tot povestit de centru ăsta vechi. Deocamdată încă nu s-au rezolvat problemele reale ale centrului vechi. Da, s-au mai închiriat okay. două, trei spații, e un lucru bun, da. Încă, că am scris noi frumos acolo, Botoșani, nu e suficient. Nu. Categoric nu este suficient. Făcuse colegul dumneavoastră o postare zilele trecute, Bogdan Caliniuc, și spunea așa, domnule, uite aici, lumea nu vine în centru vechi, așa liniște, iar pe unire n-ai unde să pui un ac. Bing, bing, bing trebuie să te gândești la chestia asta de ce nu vine omul, da? Pentru că n-ai făcut nimic în centrul la vechi. În centrul vechi. S-au reabilitat in... 17 clădiri și atât. Domnul Sauciuc, nu s-a făcut nimic. Eu când spun nu s-a făcut nimic, mă refer să faci ceva în care să aduci oameni acolo. Degeaba aduci tu două firme cu floare, nu se face primul. Și vară. cu un concert odată pe an. Nu, 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 dar nu discutăm de concerte. Noi vrem o chestie permanentă, da? suntem în epoca luminii, în era luminii, trebuie aduse lumini acolo, trebuie aduse un, trebuie adus un designer care să redeseneze toată zona cu bani relativ puțini și să pună tot felul de lumini. Am văzut în Cluj, în centru, cu niște becuri, mii de becuri. Mergem am... în centru vechi din București, unde e o forfătă incredibilă. Iar clădirile alea arată mult, Bună mult mai rău, categorica. decât asta din Botoșani. Și totuși acolo... De ce? Pentru că au venit niște agenții economici, dacă și în centrul vechi din Botoșani ar veni mâine... 10 Domnul Sauciun, dați-mi voie să vă branduri. Nu poți să aduci branduri momentan în centrul vechi. Noi avem, hai să ne uităm ce avem, niște maga, câteva magazine care vând de astea de bazar. Tu trebuie să stai să aibă omul ce să facă în centru vechi. Dacă mă duc acum în centru vechi, ce fac? În centru vechi omului trebuie să-i aduci, domnul Sauciuc, în centru vechi trebuie să aduci hotel și trebuie să aduci restaurant. Nu partii de Restaurante, om. multe. Am spus hotel și restaurant, da? La plural. Nu poți să aduci partide acolo, trebuie să zboare partidele de acolo, nu poți să aduci, nu știu, consignații, covoare și așa mai departe. Uh, Centrul Vechi nu e, nu e o zonă pretabilă locuințelor sociale. Cei care sunt în locuințe sociale trebuie mutați în altă o, parte. Domnul Primar ne povestește că vor fi mutați în următoarea Domnul perioadă. Domnul Primar nu are viziune. Dar, dar nu toți. Da? Dacă ar avea viziune, făcea lucrurile să meargă strună de atâta timp. Bun, care viziunea? e viziunea lui Remus Cum faceți? Cu Centrul Vechi? Da. Mutăm. Da, așa, pe un termen rezonabil, 4 ani, nu? Nu pe 4 ani și mai puțin. 40 de mut, ani. Mut uh, persoanele care lucrează în locuințe sociale, le mut de acolo, redesenez cu un designer, în special cu un designer axat pe lumini, tot centru, și uh, aduc restaurante. Dacă nu găsesc din Botoșani mă duc în Iași. Dacă nu găsesc în Iași, mă duc la Suceava, mă duc oriunde, mă duc să-i aduc, le dau chirii. Mici, vreau să populez zona, da? Le dau terase gratuit. Și când aduc, aduc 7, 8, 10, n-aduc 1. Cu 1 nu se face primăvara. Corect. Da? Dar aduc frumos, când, când am intrat în centru, eu, ca și cetățean, să spun wow. Mereu am termenul ăsta și spun wow. Apoi, parcarea de la magazinul mare Botoșan o scot de sub incidența plății. O scot tocmai ca să aduc oameni să parcheze și apoi să se da, ducă să stea. Da, vedeți că dacă luați o astfel de măsură, da. o vom vedea plină de microbuze, dube și camioane. Greșit aici. Niște băieți. Se introduc o aduceți plată. Aduceți aminte ce s-a întâmplat la piața, la parcarea de la BIC? 5 da. Cinci ani cât a fost la liber, da. nu găseai un loc de parcare, că erau băieți cu dar o gândești, și cu... Corect, dar nu o gândești, da? Și îi duci o plată între, nu știu, 4 dimineața și 6 dimineața. Și îmi pun un agent de la poliția locală care face o tură. Mor. Și luăm ultima pauză de publicitate, după care continuăm. Events, locul potrivit pentru evenimentul tău. Restaurant de nunți cu o capacitate de 250 de persoane, situat în zaicești pe drumul național, la ieșirea spre Iași, pe partea dreaptă. Cu ajutorul profesioniștilor noștri vă ajutăm să aveți parte de o experiență deosebită, atât vizual cât și culinar. Nunți, cine romantice, reuniuni de afaceri. Noi vă oferim o atmosferă caldă, prietenoasă. Un vin select va completa perfect meniul ales. Vă invităm să descoperiți Dar Events, restaurant în Barn, telefon 0744 122379 showroomul Castilio, feronerie și electrocasnice din strada Pacea numărul 41 Botoșani, electrocasnice incorporabile, plite, cuptoare, hote, chiuvete, pentru a utila un spațiu important al casei tale, vase de gătit, echipament de lucru, feronerie, pal și lemn, plus o mare diversitate de accesorii mobilier. Vă așteptăm! O lume de poveste în care încape toată imaginația copilului tău activități tip greșe, grădiniță și after school. În perioada 13 iunie-2 septembrie desfășurăm programul Școala de Vară pentru copiii între 1 și 10 ani cu activități specifice vârstei. Programul este de luni până vineri între orele 8-17. Se asigură 3 mese pe zi. Grădinița este situată în spatele protopopiatului. Vă așteptăm în spațiul de joacă situat în uvertura MOL, etajul 3, începând cu ora 10 până la ora 21. Relații la telefon 07444 70887 Cu dragoste, în joacă Misha Kids, pentru că ne pasă încălțăminte și haine de firmă ieftine de la magazinul Avantaj, cele mai populare branduri de haine second și outlet, la prețuri mici și de calitate superioară. Bluze, geci, cămăși, rochii, fuste, tricouri, sacouri, încălțăminte. De toate pentru toți și pentru toate gusturile. În fiecare sâmbătă aprovizionăm magazinul cu marfă ieftină și de calitate. Avantaj. Ne găsiți pe strada primăverii numărul 24, lângă parcul Curcubeului. Toamna asta creează-ți propriul stil cu avantaj second-hand botoșani, haine de calitate pentru sezonul toamnă- iarnă la prețuri bune. Vă așteptăm! Unde? oricum, oricând, produse, produse lactate, Five Continents Group, Botoșani. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Bina Albina și doresc să vă anunț că de pe 1 decembrie, farmacia Anca 4 de pe strada Primăverii numărul 11 se mută într-o nouă locație, strada Independenței numărul 4, lângă Lidl. Aici veți găsi o mega farmacie cu consiliere profesională, promoții speciale și sute de produse pentru cei mici și cei mari. Noi găsiți personal, prietenos și bine pregătit. Sănătatea ta este scumpă. Prevenția salvează vieți. Orașul Daraban, în calitate de beneficiar, implementează proiectul înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în cadrul PNRR, componenta 3, Managementul deșeurilor. Valoarea totală a proiectului este de peste 4.500.000 de lei. Investiția va asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate în sistem door-to-door, -door, respectiv deșeuri reciclabile, voluminoase, anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri din construcții și demolări. PNRR, fonduri pentru România Modernă și Reformată. sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Și am revenit. pentru a treia parte a emisiunii. Continuăm discuția cu Remus Dăscălescu, candidatul MLS la primăria municipiului Botoșani. Vorbim în continuare despre programul pe care îl aveți. Probabil nu vom reuși să-l parcurgem tot. Vreți, nu vreți, mai trebuie să veniți într o emisiune Brav. să discutăm, dar până una alta, hai să trecem mai departe. Vă văd aici centre medicale pentru tratament finanțate de primărie. Adică primăria să aibă ceva, să angajeze niște asistente și vreo doi medici care să asigure un fel de centru de stat de permanență care există și plătit de Ministerul Sănătății. Deci, multe din lucruri le-am le -am gândit și din experiențe proprie. Dacă dumneavoastră, în momentul de față, dacă dumneavoastră vi se îmbolnăvește copilul și are un tratament de urmat, nu intraspitalicesc, un tratament cu antibiotice, de exemplu, Corect. trebuie să-i faceți la 12 noapte, la 6 dimineața, și așa mai departe. În momentul de față, totul, discutând la real, pentru cetățenii din Botoșan, totul se rezume la pile, cunoștințe și relații. O cunosc pe doamna X, mă duc o iau de acasă. Îi dau 50 de lei sau 100 de lei și îmi face acel tratament pe o ședință. Nu toată lumea își permite lucrul ăsta. Și atunci putem identifica spații, putem identifica clădiri fără care pot funcționa doar pe, cu asistenți medicali, fără medici. Da? Un asistent care doar să aplice un tratament atât și nimic mai mult. Nu se iau decizii, nu se pun tot felul de diagnostice, doar tratamente intravenoase, cu branulă, fără branulă, cu perfuzie, fără perfuzie. Da? Lucrul ăsta și centrul ăsta e deosebit de important. Da? Și da, primăria poate angaja asistenți. Nu neapărat Spitalul Județean, poate și primăria angaja. Bun, văd aici că vreți să asfalt, asfaltați asfalt, toate străzile din Botoșani. Sunt ferm convins că pe, în mandatul ăsta... Și domnul primar a spus că vrea să le asfalteze. Acum ce facem? Ce să zic eu despre de domnul cine primar? cine să Pe domnul primar? Pe domnul Pe mine. Pe mine, pentru că eu am văzut absolut toate necesitățile orașului. Văd că foarte, mult, foarte mulți oameni din politică în momentul de față discută, inclusiv din zona partidelor mari, discută despre... Domnule, vreau să fac lucruri grandioase, vreau să aduc fabrici uh, care să producă -ar în Poftim? N-ar fi rău, dar e cam greu să aducă primăria fabrici și Sauciuc, mari companii în Botoșani. Pe tineri nu-i aduci din străinătate cu fabricile care le aduci. Ei, dacă vine, nu știu ce... Dacă vine mare... Boșul, poate să vină. Nu... Deci un tânăr care să-l aduce aici trebuie să-i oferi o posibilitate să câștige undeva la 1500 de euro, 6-7000 de lei, ca el să-ți vină înapoi aici. Și o garantez că dacă aș găsi metoda prin care să aduc oamenii să aici să câștige 6-7000 de lei pe lună, aș face-o. Asta este singura metodă prin care. Cei din străinătate vor, Să vor întoarce Haideți să vă mai Singurul spun, raționament Vă Să vă mai spun și o altă chestiune Că v-am vorbit cu mulți Și tineri să vă, O secundă să vă mai spun ceva Nici rău. o fabrică care va veni Nu își va putea permite să dea un 1.500 de euro Discutăm Poate. real a ceea ce se întâmplă Pentru cei care se șiți acude pe băncile școlii Și dorim să nu plece și pentru cei care dorim să-i aducem înapoi. Am discutat astăzi, chiar astăzi m-a sunat cineva din uh, un, uh, o persoană, domnul Radu, din Germania și mi-a spus domnule, eu pentru 6-7 mii de lei vin acasă. Da? Hai să mă gândesc cum să-i fac eu lui să-i să pot da ăia 6-7 mii de lei. Și gândindu-mă așa, cred că primul lucru care l-aș putea face este uh, să mă gândesc la diverse forme de privatizare. Nu să lucreze pentru cineva. Miște să aibă un atelier de tâmplărie, un atelier de, nu știu, a, a monta pe volan piele sau, nu știu, ce-mi veni acum. Să găsesc o, o formă de genul ăsta. Vă rog, mă da, suntează. Vedeți că sunt tineri, mulți tineri care pleacă din Botoșani. Nu neapărat că e problema banilor. Într-adevăr, pleacă pentru lefuri mai mult mai bune. Dar tinerii, chiar și să vă întrerup, tinerii pleacă, pleacă, pleacă și din... pentru că mare lucru nu au ce face în Botoșani. vor alte oportunități. Tinerii, în... prin însăși denumirea tânăr, pleacă din oraș pentru că nu găsește de lucru la nivelul care și-l dorește și la pregătirea care o are, și pentru că nu are locuri de distracție și entertainment. Asta, da. Spuneam. Seara, în weekend nu ai unde să mergi în Botoșan. Discutăm realmente ce se întâmplă. Nu avem cluburi, cluburile sunt depopulate, sunt pline de scandaluri și de bătăi. Asta este realitatea în momentul de față. Și asta e problema primăriei, de exemplu? E, nu e și problema e o problemă, de afaceri care au investit în aceste zone de distracție? E o, pro, e o problemă administrativă, din punctul meu de vedere. Pentru că eu dacă scot, în cooperare cu poliția națională și cu poliția locală, dacă duc în zonele de vineri seară sâmbătă seara polițiști care îi plantez acolo? Da? Să meargă între, nu știu, cafetec și casa tineretului, să meargă în zona de casa sindicatelor da? și să stea printre oameni ar bătăile și problemele astea infracționalitate ar scădea foarte mult, ca să nu mai zic de consumul de droguri. e iar eu o problemă cu, reală o secundă, a iar, cu consumul de droguri. Categoric, iar, iar eu dacă împreună, mulți nu o recunosc. Cum să nu este? Iar eu împreună cu, uh, cu patronii acestor locații, cred că m-aș putea pune la o masă și aș putea să, să gândim un, un sistem de protecție în speță, niște camere performante cu identificare. Păi dacă că aveți în program da. să, uh, un sistem mai serios de supraveghere video în municipiul Botoșani. Într-adevăr, aici noi stăm destul de prost, prost, la capitolul. Prost. prost și Încă rudimentar. mai avem camerele alea care nu înțelegi nimic de pe nu, imagine. Nu, nu, nu. Toate camerele sunt depășite. Discutam și cu cineva de la juridic de, de la noi din poliție și îmi spunea, domnule, dacă ar fi niște camere la intrările și ieșirile din oraș, lucrurile ar fi cu totul și cu totul altfel. Eu extrapolez și spun mai mult de atâta. Dacă aș împânzi orașul cu camere de supraveghere, aș cobori infracționalitatea cu 70% aș coborî. Atunci da? nici n-ar mai parca fiecare pe da, unde are pentru Atenție! Nimeni care e de bună credință nu să respingă un sistem de supraveghere video. Hoțul probabil da va spune că intimitatea lui este afectată. I don't care. Da? Nu. Sunt un adept al camerelor de supraveghere pentru a cobori infracționalitatea. Nu vreau să-i dau apă la moară infractorului, să se lovească pe oricare și, și după aceea să spună că n-am făcut-o eu și ne judecăm noi în instanță. Nu! Ai camera, te-a văzut, te-a luat. Și este dovedit că în orașele în care s-au instalat camere de supraveghere, în locații, dar camere de supraveghere performante, nu cele în care stai și te gândești dacă e om sau animal, da? în orașele alea infracționalitatea a scăzut cu 70%. Citeam că în Oradea sau în Arad au achiziționat în sistem leasing un sistem de, în jur de 1500 de camere smart care le-au pânzit în tot orașul și lucrurile au luat-o cu tot o altă turnură. Nu se mai intră pe interzis, nu se mai fac raliuri. Vedem la Cornișa să fac raliuri. Dar Ce se e fac asta? pe străzile din municipiu. Ce e asta? Ce e nebunia asta? Să fac pe străzile din municipiu cerculețe? Nu, nu mai suntem în timpul ăla. S-a dus. Deci, din punctul meu de vedere, cerculețul și BMW-ul, nu, categoric. Bun. Stopați creșterea taxelor și impozitelor locale. Partea cu indexarea trebuie să o faceți, că e prevăzută de lege. Da, am sus altele decât cele prevăzute de... Și cum inflația a fost o... mare, uite că și noi plătim mai deci, mulți bani. O primărie nu trebuie să, să, să stea ca o primărie de comună în acele taxe și impozite locale. Dar vedeți că taxele și impozitele în municipiu, dacă e să luăm un apartament pe o mașină, nu se exagera de mari. În schimb, taxa de salubritate... Da. Depășește cu mult toate da, celelalte. Aici, aici aici este o. Dăm o mulțime de, de bani pentru partea asta de salubritate, și, din păcate, mulți bani nici nu rămân în Municipiul Botoșani. Um, îmi amintesc de. Um, eu pot să spun că uh, pot deveni și prieten cu primarul Cospin Andrei. Uh, atâta timp cât el îmi copie măsurile mele bune. Mă bucur, îi pentru cetățean. Adică, îl acuzați de, de plagiat pe domnul? Primar. Nu, nici no, pe departe. Mă bucur că face seria. pentru cetățean. Nu, dacă ia măsurile mele și am observat că ia, bravo, îl felicit și pot fi cel mai bun prieten al Dumnealui. Am făcut niște postări pe Facebook în care manifestam indignarea de mizeria care am găsit-o în parc de faptul că străzile sunt murdare și se curăță cu mături, așa am spus că în mandatul meu nu vor mai exista mături, da? avem aspiratoare, avem mijloace moderne. Ieri dumnealui face o postare în care spune Ura, am ieșit, cu, am ieșit mecanizat la curățenie și arată cum spală cu turbojetul -ă, băncile Exact ceea ce am spus eu, spălăm băncile cu turbojetul Deci erau o, soluții Da, sigur că erau și îl felicit pentru lucrul asta. Uite câtă armonie aici Da, a... pot fi cel mai bun prieten al dumnealui Bun, hai să trecem la altă măsură și aici mă, vreau să o dezvoltăm puțin, chiar dacă încă, timpul trece. Turismul în Botoșani. Oh, La noi da. e vreo 20 ceva de ani niște instituții au cheltuit -o, o mulțime de bani, au făcut pliante și tot felul de prostioare de astea, s-au plimbat pe la niște târguri. Turism spre zero. Uh, aici Putem mult discuta despre turism. Cred că trei emisiuni la rând putem discuta despre turism. Care e viziunea lui Remus Cum vrea să aducă oameni în Botoșani? Care să lase bani în Botoșani? Corect. Aveți perfectă dreptate. În primul rând lucrez cu ceea ce am. Lucrez cu Cornișa. Da? Primul lucru care îl fac este ori parteneria public-privat, ori achiziționez o bucată de teren de lângă piscina Cornișa dau jos gardul ăla de închisoare și mă unesc cu acea locație în așa fel încât să-i ofer omului mâncare. E foarte important ca omul care se duce la piscină să aibă mâncare. E un lucru extraordinar de important. Un turist caută hotel și restaurant. Adică caută unde să pună capul Crede jos. că e suficient un singur restaurant Pre... în Cornișa? Nu, pornișa. atenție, atenție, nu. Cornișa e un lucru frumos administrat prost. Dacă eu îi aduc grătar, îi aduc mâncare omului, elimin și problema asta a curierilor care vin să caute diverse persoane care comandă de mâncare, nu-ți se nu găsiți nu găsi și așa mai departe. da. Apoi, asta e pe zona de Cornișa, pe celelalte zone am spus vreau să aduc locații în Botoșani, din Iași, din Suceava, de oriunde pot să le ofer chirimici. Să pot popula orașul cu diversitate. Apoi, avem. Putem promova și turismul religios, avem drumul mănăstirilor, da? Dar, în acolo, turismul cultural. Turismul cultural este cel care oferă o imediată distracție turistului care vine, să vadă Casa Memorială Mihai Eminescu, dar seara vrea să ducă într-un club, să nu amestecăm clubul cu restaurantul. Da? El vrea să ducă într-un club. Hai să-i ofer un club frumos, să, să, să pot, mă pot pune la masă cu, cu patronii de cluburi, să găsim soluții pentru a avea niște cluburi extraordinare aici. Iar o, o altă măsură care mi-aș dori să o implementez este un parteneriat cu firmele din domeniu um, agrar. Adică um, cineva care crește pui. facem o chestie din traie de pui, da? Cineva care crește vaci. Și aduce multă, uh, mulți, uh, mulți producători de diverse ce situații. ce a făcut Ionica în echivor cu rulotele? Nu rulote. Noi discutăm de spații mari în care să aducem copiii, să dea mâncare la animale, să uh, dea mâncare la peștișori. De grădină să... zoologică. Un fel de. Un fel Asta s-ar putea face în Cornișa. O mică da, avem, 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 avem spațiu. Iar Au cor... 50 și ceva de helicale. Iar în Cornișa, iar am o idee foarte bună. Mi-a mi a dat o chiar un coleg din partid de la mine. A văzut-o undeva în Olanda, un cinema în aer liber, într-o parcare, adică vii cu mașina și te uiți la cinema, pentru o sumă modică. Bun, acolo se pot face multe, de la o roată, de mare, foarte de multe la... se pot face în cornișa, iar unul dintre lucrurile care trebuie să dispare este pista de rafting. Este o prostie totală. Cine s-a gândit? E făcută nu. Nu, nu, nu. Cine s-a gândit să o facă, s-a gândit că o face pentru nu știu care profesionist care va veni și să vă da acolo. Pista aia nu funcționează și trebuie să o redăm cetățeanului. Degeaba o ținem acolo de pomană. Nu, trebuie regândit acolo acea pista. Asta se poate regândi. Bă. Da, dar da. pe lângă asta tu trebuie să-ți faci de un departament să în fi... primărie prin care să informezi oamenii de ce vreau eu să mă duc la din Feia la Oradea și nu să l aduc pe ăla de la Suceava la mine pentru să că se... arată mai bine decât, nu Michel pentru că e gândită bine. Și sistemul, organizarea piscina a fost gândită prost și cu acele trambuline de la orarea de orarea e mult mai bună decât la Botoșani. A fost gândită dar o, o putem o putem remedia, o organizarea Hai să nu dăm, se poate rezolva. Să să nu dăm bo, cu cu bâta în o, că, văd că vreți mâncini. să ne puneți și să facem mișcare, Vreți terenul de fotbal, de tenis. Terenuri de... de mini fotbal am identificat în cartiere. Toată lumea alergă după terenuri de joacă, dar nu se gândesc și la cei puțin mai mari. Eu mi-aduc aminte când eram mic, mă duceam și ieșeam în, în parcare, în parcare că și jucam că Nu erau tenis. așa multe mașini. Da, exact. Jur, bun, și atunci putem identifica niște terenuri dintre astea în care să, să le facem plane cu gazon dintre ăsta sintetic și să joace o miuță, o, un tenis de masă, da? Să, 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 scoatem copilul de la calculator. Tot la de am văzut într-un parc cred că erau vreo patru terenuri de genul Dar nu start. să le grupăm toate, să reducem, le ducem erau spre zone diferite ale parcului. Foarte interesant ideea. Da, deci îmi doresc și am identificat deja vreo 3-4 locații părăginite care, în care să pun niște rufe, niște... Vorbiți de curățenia orașului, să înțeleg că nu sunteți mulțumit de cum e... Nu, absolut deloc. Mă își face treaba urban surf? Nu, nu, categoric nu. Vreau mecanizat. Vreau aspirator, în mandatul meu nu va mai exista mătură. Nu, vreau, vreau curățenie în oraș. Nu-mi trebuie șampon, nu-mi trebuie că am văzut că a ieșit acum uh, primăria cu spălăm străzile cu șampon acum cu două luni înainte de alegeri. Nu, nu, nici pe da, pregătă. În perioada COVID spălau... Nu discutăm de situații medicale, da? Discutăm strict de Curățenia se face cu apă și cu periile alea da și nu mai avem nici praf, nu mai avem... Hai, cum facem? Mă, că... Până acum au încercat ei de vreo două ori, dar n-a funcționat. Nu în -a ziua avut. în care se spală, eliberăm strada de mașini, facem o curățenie cum trebuie. Nu. Acum îi văd pe băieții aia cu mașina care fac slalom printre ei. Nu, preluăm modelul din străinătate, faci slalom mereu acela. în fiecare seară. Și într-o seară vei găsi parcarea asta ocupată, în următoarea seară nu va fi ocupată, va merge nu mergi în cartiere. Cum facem? Că oamenii n-au prea respectat. N-au respectat ce? Când au vrut cei de la urba să curățe o stradă, să o spele... Dar eu nu vreau să spun oameni. mai că nu, dar nu care și-au mașinile acum. acolo și nu, nu mi se pare ok până la urmă. De ce să scoți omul să-i spui să-ți mute mașina ca eu să spăl strada? Nu. Să spăl cum trebuie. Nu, o spăl în fiecare seară și vă spun într-o săptămână reușesc să o spăl bine. Că într-o zi, într-o seară o spăl acolo, va fi liber parcare, liberă parcare respectivă și, și, în felul ăsta spăl calmea. Și dacă spăl mereu în fiecare zi cu mașină din alea mici pe trotuar, nu cu mătura care să mut praful dintr-o parte într alta. Nu, deci trebuie regândit tot sistemul ăsta de curățare. Mergi în parc, speli cu turbojetul, Băncile, o idee interesantă, dar nu știu cum ați putea să o și aplicați, curățarea subsolurilor în blocurile construite până în 90. Foarte dar simplu. Acolo vorbim totuși de niște Proprietate private, proprietăți, da proprietăți private. Corect, foarte simplu. Mă duc, le identific, deja din ce m-am documentat, costul unei astfel de igienizări duce undeva la 2.500-3.000 de lei per bloc. Câte apartamente sunt? 20 într-un bloc. Asta ar însemna 100 și ceva de lei de persoană, da? De familie. No, familie. Nu avem bani ăștia, nu are familia bani ăștia, ok. Plătește primăria și mi-i dai 2, 3, 4, 5 rate. Mi-i recuperez înapoi. Dar în felul ăsta eu îți fac curat. Cu cine? Cu oamenii de la Urban Serv, cu instituția mea. A, vreți să folosești, nu cu firme private? Nu, cu... nu, nu. nu, A, nu vreau -a să servis. folosesc firmele mele. Și sunt adeptul firmelor mele. Adică Inclusiv vre... mă gândesc și la a planta flori și am face propriile sere, mă gândesc la varianta asta. Deci vrei să-i puneți la treabă pe. cei da, din subordine. Da, da. Dar vreau să le dau salarii mai mari și vreau să-i pun la treabă. Acum, nu vreau să-i dau afară, chiar vreau să fie mai mulți. Acum, ca să fac o glumă, deja ați pierdut câteva voturi. Asta este ghinionul meu. Nu pot să, să, să mulțumesc pe toată lumea. Dacă aș ști secretul, sigur aș fi un om bogat. <coughs> o altă măsură vedem ființarea de centre de prevenție stomatologică pentru copii. S-a făcut un cabinet stomatologic școlar, mm -hmm. e total insuficient, e clar. Categoric, dar să... haideți să avem viziune, dar ce vrea copilul? Copilul vrea vrea să-i placă ce vede, foi desene, foi orice, adu niște o aparatură adaptată pentru el. Nu-l du într-un cabinet rece în care el stă și tremură. Viziunea Totdeauna trebuie să ne gândim la viziune, da? Și uh, cum o vedeți? Un cabinet la un anumit număr de școli? Eu aș vedea un cabinet Sau. per școală. Nu știu dacă e posibil, dar eu așa aș vedea un cabinet pe, pe păi școală. nu există un medic uh, acum. Dar e de pe medic băncile. la 3 școli. de pe băncile facultății, medici, care nu-și pot permite să-și facă, nu, nu toată lumea își poate permite să-și facă cabinete, da? Hai să am eu cabinetul, să-l fac, să-l dotez și să fiu un problema de a nu găsi personal, mă duc și în alte orașe și caut. Da? Chiar dacă îi mai schimb, da? dar să fie o perioadă pentru el de a învăța oameni noi care iese de pe băncile facultății. Da? Ce am nevoie? N-am nevoie de tratamente, am nevoie de micile căriuțe, micile tratamente dentare pentru copii. Asta am nevoie. Ok, trecem la o altă măsură și văd că Aici, ați copiat-o pe Gabriela firea. Cu, Vă rog. Cu stimularea natalității. Aici cu stimularea natalității. Nu știu dacă am copiat-o pe Gabriela firea. Face parte. Eu în, în partid am, am câțiva medici. am doamna doctor Dardai, doamna doctor Ciofu, cu care mă consult mereu. Sunt oameni buni în domeniul cu experiență. lor. și cu experiență și oameni buni în domeniul lor. Da. Natalitatea la noi este, și la nivel național, e mică, tare. Și atunci. Chiar și în UE e foarte scăzută. Da, dar vedeți, dumneavoastră, foarte mulți copii proveniți din familii de români se nasc în UE, nu se nasc aici. Și își pierd identitatea. Uh, în fine, și uh, să ajungem la, la ceea ce spuneam, la. Ce vreți să faceți în sensul ăsta? Uh, M-am gândit la trusou nou-născutului, da? În care eu am venit public cu chestia asta. Bun, cât înseamnă asta? Ca bani, efectiv. Nu știu cât înseamnă, dar nici, nu mă, să nici nu mă interesează. Nici nu mă interesează. Bănuiesc că îi dați niște bani. Nu, tău, nu, nu. nu. Vreau să-i dau ceea ce are nevoie la începutul nou născut. Body, pampers șamponel, crem, pudră și așa mai departe. Da? În sensul ăsta mă duc și fac parteneriate cu firme mari. Johnson Johnson da, și alții, Nu le nume da? că... Da, își fac parteneriate cu firme mari și ei își fac niște mostre micuțe. Iar dacă ulterior mămica este mulțumită de calitatea acelui produs, o va cumpăra. În sensul ăsta am întâlnit persoane, am întâlnit persoane care mi-au spus, domnule, există trusoul ăsta. Ok. Am întrebat pe 10 mămici, cred că, care le cunosc, dacă au primit ceva la maternitate, mi-au spus nu. În speță, am întrebat primăria Botoșani. Nu mi-a dat niciun răspuns. Acuși face o lună de zile, nu mi-a dat niciun răspuns. Nici nu mă aștept să mi-l dea, că nu dă bine. Bun. Avem aici o măsură care vreau să o pun pe tapet semaforizarea inteligentă. Noi în Botoșani în momentul de față nu avem semaforizare inteligentă, rețineți, nu avem semaforizare inteligentă. Cele două semafoare puse de primărie la intersecția Bulevard cu cu Unirii, intersecția pietonală mă refer Bulevard cu Unirii și semaforul de la de BRD, pe de da. pe Calea Națională de la BRD, alea sunt niște semafoare cu temporizare. Semaforizarea inteligentă presupune următorul aspect. Toate semafoarele într-o intersecție în patru sunt roșii, trec pe roșu. În momentul în care vine o mașină dintr-o parte, îi se face verde, atâta timp cât inteligența artificială vede că partea elantă nu are nicio mașină da? și de drumul. În momentul când traficul se congestionează, atunci intră pe sistem normal. Asta este semaforizarea inteligentă. Vede traficul dintr-o parte, traficul dintr-o dintr altă parte, și în urma parametrilor care tu îi introduci, el ia măsura. Noi nu avem semaforizare inteligentă în Botoșani. Și vreau toate intersecțiile să le semaforizeze inteligent. Da, din păcate, timpul s-a scurs. Vă mai aștept și cu altă ocazie să finalizăm discuția vis-a-vis de toate aceste măsuri pe care le aveți și uh, vom, vor mai fi destule subiecte uh, de discutat, uh, inclusiv chestiuni care țin de politică, că se apropie campania electorală și vom vorbi și de politică. Mulțumesc pentru prezența la dosarul zilei. Îmi spuneam, vă mai aștept. Domnilor, domnilor, punem punctul emisiunii. Rămâneți pe tele, O seară bună!